Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ei bine, ziua de joi vine cu intrarea lui Pluto în semnul vărsătorului, chiar de dimineață și Pluto acolo a intrat în vărsător, evite că face niște aspecte pozitive cu soarele, adică un aspect nu e la grad perfect, dar e suficient acolo cât să se simtă. Cu alte cuvinte, schimbările pe care Pluto le va aduce vor fi foarte rapide, vor fi peste noapte și vor fi decizii în mod special care vor ține de lideri sau decizii care vor ține în mod special de persoane importante. Ei uite că apar schimbări foarte mari, intrarea lui Pluton vărsător vine cu schimbări majore la nivel mondial, bineînțeles, nu peste noapte, e cam greu să cred, ca să fiu sincer, da? E și în luna martie, suntem și sub semnul roții destinului, mai mult decât atât e agitația care e pe cer, adică agitația se cam strâng așa planete într-un colț de cer și nu-i chiar atât de roz. Însă, Pluto, să știți că vine cu transformări, vine cu schimbări și da, puterea va merge către oameni, puterea va merge către tehnologie, puterea va merge către egalitate, către natură, puterea da, va aparține, de ce nu, și spiritualității. Da? pe zona aceasta și bineînțeles că partea aceasta de cosmos, chiar nu mi-am vrut să pun uh, uh, aceste imagini în spatele meu pentru că în vărsător vorbește și despre multe descoperiri care țin de Cosmos, da? care țin de zona aceasta. Acum pe acolo pot fi și niște chestiuni mai puțin interesante. Punctul norocului este în rac, ceea ce înseamnă că foarte multă. Susținere avem pe tot ce ține de. Trecut da, deci din trecut ne putem inspira cine știe, poate chiar cu toții ne putem inspira. Atunci când vine vorba de anumite greșeli pe care le-am făcut. Să nu uităm că Pluto se așează pe pentru fiecare pe un domeniu de viață și pe acolo a stat Saturn timp de vreo 2-3 ani și cred că ați simțit cu toții, da, ce s-a întâmplat. Și acum na, dacă să spun nu s-au luat deciziile, dacă lucrurile n-au fost destul de sigure, ei Pluto nu mai stă la discuții că el e cu ori e albă, ori e neagră, așa că na. Se iau decizii, da, se iau decizii, dar repet, nu sunt aparat negative, da, nu sunt aparat negative. Ei, uite că ziua este destul de pliniștită în mare parte, doar că spre seară vom asista la tot felul de discuții, la tot felul de lucruri ciudate și uite că prima întâlnire la grad perfect al lui Pluto este cu luna din Taur și anume o quadratură și chiar v-aș ruga pe fiecare în parte să vă concentrați și să Fiți foarte atenți ce se întâmplă în ziua de joi 23 martie, pentru că ceea ce se va întâmpla în ziua de joi 23 martie este simbolic, în primul rând, pentru intrarea lui Pluto în vărsător, pentru fiecare în parte, pentru următorii 20 de ani, dar mai mult decât atât este simbolic, în primul rând, pentru această intrare scurtă pe care Pluto o va avea câteva luni, timp în care, da, se cam ceartă cu toate planetele, da? Se cam ceartă pe acolo, cu Venus nu prea se ceartă, cu Venus chiar se împacă bine la un moment dat. Dar... În general apar, apar schimbări, da? nu sunt negative, repet, însă sunt inevitabile. Dacă Saturn ne-a mai luat în întrebări, ne-a mai limitat, ne-a mai pus să învățăm, ei, e, e acea energie, știți, Saturn vine și te întreabă, știi lecția sau nu știi? Și tu spui, nu știu, și spune, bine, data viitoare, da, reluăm, da, înveți și te ascult data viitoare. Ei, Pluton nu e așa, Pluto a învățat lecția sau nu, dacă e nu, atunci rămâi direct repetent, da? adică nu stă la discuții cu astfel de chestii asta așa la nivel uh, metaforic vorbind hei uh această quadratură dintre Lună și, și Pluto, spuneam eu că e simbolică pentru fiecare. E Pluto acolo învărsător, nu în prea cu stabilitatea lui, place libertatea, dacă s-ar putea să nu aibă grijă de absolut nimic, dacă s-ar putea să nu aibă grijă zilei de mâine și așa mai departe. Poate o să fac o filmare specială și pentru fiecare zodie, cam, cam ce-ar putea să aducă Pluto ăsta învărsător, că da, e cu, e cu schimbări de data aceasta. Bineînțeles, trei luni de zile va fi așa, ca un thriller pentru fiecare dintre noi, un thriller la nivel planetar, dar nicio problemă că din 2023-2024 chiar Pluto rămâne acolo, se instalează bine. Bun, spre seară, uite, foarte mult ajutor avem din partea lui Saturn în pești, care ne spune, auzi, dar nu vrei să mă lași tu din control la deoparte, dar de ce -ți trebuie ți de multă siguranță, da? fizică, materială, de ce -ți trebuie ție dovezi, uite, nu vrei să crezi, ia, vezi, credința, pentru că e nevoie să crezi, de la credință pleacă totul și acolo da, de la credință se pot și materializa lucrurile. Cam despre asta e ziua de, de joi în mare parte. Avem 23, mare Preoteasă și Împărăteasa, da? este o zi în care este adevărat, femeile vor avea un rol important și bineînțeles că pe intrarea lui pluton vărsător din nou femeile vor juca un rol foarte important în ceea ce se va întâmpla în lume și în viața noastră în general vorbind, n-am ce să fac, n-am nimic cu domnii, dar... Na. E, oricum, suntem, da, într-un... Mă rog, suntem într-o etapă așa în care tot sunt mulți de doi pe acolo și da, sunt, sunt perioade în care noi femeile avem un rol important. Acum, ce să facem? Mai schimbă treburile. E o zi în care contează foarte mult, atât confortul spiritual cât și confortul material, iar energia generală este îndrăgostiții. Îndrăgostiții care vine cu alegeri, îndrăgostiții care, nu știu, a fost energia generală pentru anul trecut, da? Așa că cred că vă amintiți cât de intens a fost pentru fiecare. Îndrăgostiții vine cu alegeri, da? Dar uite că este o zi în care e ca și cum. Avem de ales da între două oportunități, două situații, două chestii și da, este o zi în care suntem prinși în două situații, doar că se ia și decizia Acum, cu sau fără voia noastră, nici roata de lui nu stă la întrebări și își face treaba acolo. Ca și sfat, ar fi bine să ne lăsăm așa frumos în voia divinității, să nu ținem cu dinții de absolut nimic, nici de oameni, nici de lucruri materiale nici de nimic pentru că Universul Divinitatea, cum vreți voi să spuneți, știe mult mai bine ce e ok pentru noi, da? că de asta câteodată nu merg lucrurile. Ei, cam și joi da? vor fi mici mari piedici, dar avem și soluții. Da? Avem și soluții. Este vorba despre resemnare, e vorba despre acceptare, despre credință, despre a avea curaj, despre a fi bun. Da? La partea asta cu a fi bun e vorba de a fi bun cu noi, dar și cu ceilalți. Și ceilalți însemnând tot ce e în jurul nostru. Da? De la animale, de la, nu știu, animale, plante, da? ce vreți voi. Da? Uh, până la obiect fizice. Da, bine, acum nu ne atașăm de obiectul ăla, dar și obiectul ăla are în sine lui o energie, dar și trebuie tratat ok. Ca o sticlă cu apă, dacă tu o arunci așa, clar, după când bei din ea, garantat, nici nu strece trece adică mai simți și rău. Da? Uh, e important acest aspect. Bun, hai să începem cu fiecare zodie în parte, te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă. Zodia Berbec. Dragi Berbec, pentru voi este o zi extraordinar de interesantă. În primul rând, niște discuții foarte frumoase care au loc, iar intrarea lui Pluton Vărsător ție ți-aduce schimbări pe zona prietenilor te poate scoate Pluto din vărsător, așa din senin, din anumite cercuri de prieteni din care faci parte sau uite că poate aduce schimbări în viața persoanelor din jurul tău. Planurile tale de viitor se schimbă așa peste noapte și mai mult decât atât Uite că asistăm așa la o perioadă în care puterea pentru tine chiar vine prin ceilalți, da puterea pentru tine vine prin uh, cunoștințele pe care le ai prin oamenii pe care i-ai în jurul tău și de ce nu uite chiar și zona tehnologiei te-ar putea ajuta pe tine. Uh, norocul pentru tine vine din casă, din familie, norocul vine din trecut sau chiar pe zona imobiliarelor, pe tot ce ține de o moștenire, pe tot ce ține de zona aceasta de tradiții, da de acolo e norocul. Hai să vedem, dragi bărbeți. Și da, atenție pentru că în seara zilei de joi pot exista conflicte legate de viitorul tău, legate de bani, legate de prieteni. E ca o trezire la realitatea lui Pluto pe acolo. Și de asemenea, uite că până la urmă rezolvi ceva și ți-am spus, e momentul să dai un pas în spate de la o chestie. Nu știu despre ce e vorba, dar Judecata și uh, faetonul foarte interesant, o legătură cu zodia rac uite este o zi în care se iau decizii importante legate de drumul tău legate de o situație în care te afli. O decizie legată de o mașină legată de ceva anume turnul reprezintă o răsturnare de situație și reprezintă un eveniment neașteptat care se petrece în viața ta, apoi avem puterea, o legătură cu zodia leu, dragi berbeci. apar provocări. Dar uite că ar fi bine, așa cum am spus, să dai dovadă de sinceritate și uite, chiar ar fi bine pentru tine, să dai dovadă de multă autenticitate. Este o zi în care vei reuși cu siguranță să treci peste aceste lucruri. Sunt patru arcane majore foarte mult, deci clar energiile astea le simți câteva zile bune sau probabil le simți deja. Da? Patru arcane majore e mult. Da? Care era posibilitatea. Este vorba de a vă schimba puțin drumul, da? Provocări care apar legate de drumuri, legate de schimbări, de mutări, de relocări sau chiar vești care apar de la distanță. Zodia Taur. Dragii mei Tauri, pentru voi este o zi așa drăguță în care. Primiți niște vești, da? Sau aflați niște lucruri legate de bani, legate de o reacție, legate de. Cineva din trecutul vostru și uitați că este o zi în care vă reveniți așa aveți mai multă energie sunteți concentrați pe voi și partea bună a lucrurilor vine din partea unui prieten sau vine prin stabilirea unui plan de viitor mult mai bine pus la punct. Alți tauri nu știu, aveați nu știu câte planuri de viitor, aveați nu știu câți prieteni și acum vă dați seama și spuneți, domnule, hai să mai rup din ele, hai să mă mai trezesc puțin la realitate. Hai să văd exact cam ce este de calitate în jurul meu, pentru că treaba asta o să conteze pentru tine foarte mult. Și bineînțeles că Pluto intră pe casa carierei și acolo ți aduce schimbări mari, schimbări care te pot ajuta. De asemenea, casa zicem, mai reprezintă reputația ta prin lume, deci dacă până acum erai un taur, nu știu singur sau într-o relație, dacă erai un taur care aveai casă, n-aveai casă, aveai un loc de muncă stabil, n-aveai, ei uite că Pluto acolo învărsător vine și schimbă absolut tot, da, absolut tot și cu siguranță, da, aceste trei luni vor fi cu schimbări destul de mari pentru tine din acest punct de vedere. Bineînțeles că îți crește dorința de a avea putere, da, și atenție chiar spre seară, în relația cu șefii sau în relația cu persoanele cu autoritate asupra ta și aici mă refer părinți, iubit, soț, soție, mă rog, parteneri de viață, în general, vorbind atenție pe aici, pentru că apar uh, conflicte pentru unii dintre voi apar tot felul de situații. Uh, apar niște schimbări în fața cărora nu știu cât de deschiși sunteți voi, dar am problemă că Pluto acolo nu treabă pe nimeni, iar norocul pentru tine uite vine. Hă legat de o mașină, de drumuri scurte. Norocul vine din partea rudelor, dar vezi că în mod special este vorba despre rude vechi sau rude dinspre mamă, iar norocul poate să vină chiar din zona aceasta a cunoașterii, adică ceva ce cunoști tu da? și de acolo îți vine norocul. 8 de spade și cu steaua. Păi dragi tauri, e un blocaj pe aici, prin zonă, și steaua vorbește despre o legătură cu zodia vărsător, dar steaua vorbește și despre o bucurie foarte mare, despre o speranță care se naște și despre acea lumină de la capătul tunelului care apare în viața ta. Apoi avem Marele Preot, este cartea ta, dar Marele Preot vorbește despre un angajament serios, despre un contract, despre ceva stabil și despre o persoană care are gânduri serioase. Acum, dragi tauri, voi cam sunteți legați la ochi pe aici, da? nu prea vedeți voi lucrurile clar, sunteți prinsi într-o situație. Împărăteasa, foarte interesant, cartea ta sau uite, poate ai o legătură cu balanța sau cu zodia balanță. Împărăteasa vorbește despre abundență, despre stabilitate, despre confort și da, este o zi în care inițial poate nu înțelegi tu ce ți se întâmplă, dar îți spun eu sigur că sunt lucruri bune, da? Bineînțeles vei fi impactat pentru că, așa cum spuneam, primul aspect la grad perfect pe care Pluto face e cu luna din zodia ta și acum e normal să fie așa și îmi dau seama Uranus la tine în zodie care Uranus oricum guvernează vărsătorul, Luam, a mai intrat și Pluto pe casa a zicea, părerea mea e spui și tu cu Dumnezeu înainte sau cu ghizi spirituali înainte și e mult mai simplu. Zodia Gemeni, dragi Gemeni, ce faceți voi că eu e o zi cu surprize mari? ei uite, în primul rând, ești foarte bine susținut, da? Pe tot ce ține de Relația cu prietenii, da? Pe acolo sunt tot felul de lucruri interesante. Uh, parcă planurile tale de viitor merg așa deodată. Ești bucuros, ești energic, ai un ajutor totul se mișcă foarte rapid pentru tine și asta e ok pe de o parte, pe de altă parte Pluto intră pe casa nouă și uite de acolo îți dă foarte mare încredere în ideile tale, în viața ta, îți dă foarte mare încredere în ceea ce tu cunoști, doar că Pluto acolo în îți spune, auzi, dar nu vrei să mai înveți ceva nou, dar nu te-ai sătura de chestiile astea, că e ceva aici interesant la orizont. Mai mult decât atât, Pluto îți poate crește foarte mult credința în divinitate, deci dragi gemeni, vedeți ce faceți, da? profitați îl aveți și pe Saturn pe casa a 10 -a. deci credință și cu practică se îmbrățișează de minune. Schimbări foarte mari care apar pe zona studiilor superioare, dragi gemeni, pentru următoarea perioadă și bineînțeles că tot ce ține de călătorii, deci dacă ești geamă și până acum n-ai călătorit, deci mi-e greu să cred, sau n-ai avut curajul să o faci, ei vezi că Pluto acolo învărsător te ajută maxim, o să călătorești, vrei, nu vrei, Oi să vezi că de la muncă te trimită ăștia printr-o delegație undeva și tot te duci, deci n cum, Uh, și e fain, e fain, da? Sau spun că te selectează să te duci să înveți nu știu ce pentru firma la care lucrezi ca să-i dezvolți și pe ceilalți, pe colegii tăi. Și spui, da, dar cum pe mine așa că eu nu vreau să merg acolo, că eu nu vreau să învăț aia. Saturn te-a mai întrebat ce mai pus piedici. Și Pluto nu, nu mai întreabă, da? Mai mult decât atât. Uh, o să vrei să schimbi viața radical, radical la 180 de grade și e ok pentru că o să vrei ceva stabil, sigur. Bine, Pluto vărsător nu prea e stabil el, dar mă rog, te ajută. Și uite că norocul pentru tine vine pe bani, vine pe valoarea personală și uite că Pluto acolo învărsător să știi că ți aduce și bani pe de altă parte. Da? Pluto mai guvernează și banii, bani care vin din studii, bani care vin din călătorii, bani care vin din zona aceasta a studiilor superioare. Vezi că ceva mare acolo, nu e greu de dus, dar cu siguranță reușești, că altfel nu erai acum printre noi cu pluton învărsător. Uite că Pluto acolo învărsător, cum spuneam eu, face o quadratură cu luna din taur, asta spre seară și cam apar acolo niște lucruri neprevăzute în viața ta. E o reacție, e o ciudățenie acolo care se întâmplă pentru tine și e ceva legat de trecutul tău. Și uite că soluția vine chiar de la Saturn în pești pe care îți spune să-ți mai... Nu știu, să dai dovadă de mai multă Seriozitate, adică să nu mai fie atât de nehotărât, cum s-ar spune da? Și mai mult decât atât, uite, Saturn de acolo din Pești te ajută E ca și cum îți dă niște semnale da? Acest eveniment neașteptat, chiar dacă e aparent minor, îți schimbă acolo destul de multe lucruri Ajutor ai din partea unei persoane cu autoritate asupra ta Sau soluția chiar vine printr-o schimbare pe care trebuie tu să o faci, în general vorbind Cavalerul de spade, șapte de spade. Dragi gemeni, pe neașteptate apare o ceartă, apare ceva neprevăzut. Atenție pe drumuri astăzi, atenție ce faceți. E o situație aici în privința căreia tot ați stat, ați așteptat. Nu știați voi ce să faceți. Dragi gemeni, dacă nu vă știți adevărata valoare, luați și învățați chestia asta că e de bine pentru voi cumpătarea, da? Nu știu, o împăcare, o revedere. E și o zi în care, pe de o parte, sunt, se, întâmplă lucruri bune, pe de altă parte, ceva nu-ți convine. Cumpătarea vorbește despre o legătură cu un săgetător. Uite, poate o legătură și cu zona medicală sau zona farmaceutică. Și 8 de bâte care vorbește despre foarte mult curaj, despre multe conversații pe care le vei avea astăzi, multe drumuri pe care le vei face, dar e o zi, dragi gemeni, în care totul așa se mișcă cu rapiditate, da? totul e la putere maximă pentru voi. Și nu e nimic negativ în asta, 8 de bute mai înseamnă și pasiune. Acum, fiecare face ce vrea. Zodia Rac. Ha, dragi raci, pentru voi Pluto intră pe casa 8 -a, punctul norocului în zodia voastră. E cu transformări majore, dar e cu noroc pentru voi, în primul rând. Cred că ar trebui, în primul rând, să începeți cu niște schimbări la voi. Da? Poate încă nu aveți curajul, dar nu-i problemă că intră Marte în zodia voastră, weekend și e ok schimbări foarte mari care apar, dragi raci, legate de cine sunteți voi prin societate, legate de bani, legate de iubire, legate de copii, legate de multe lucruri și da, o să doriți să trăiți intens viața, o să doriți să trăiți la maxim și nu e negativ nimic în asta, e ok, tot înainte, distrați-vă, bucurați-vă, dar cu Pluto acolo învărsător ar fi bine să nu vă bazați pe ziua de mâine, adică Trăiți intens și cam atât, că Pluto învărsător nu prea e cu chestiile financiare, ci din contra, da, Pluto mai guvernează și băncile, da, intră pe o casă opta care da, reprezintă asta, deci atenție și în relația cu băncile, dragi, dragi, vedeți ce faceți pe acolo. Uite, pentru tine e ceva foarte benefic, pentru că îți va schimba uh, cariera ta, te va schimba pe tine în timp, Pluto acolo ți aduce schimbări și face curățenie pe unde n-a reușit Saturnul. Uh, mai mult, deci vezi ce stânci ai lăsat pe acolo, că dacă sunt niște pietre mici, ok, dar dacă e dita mai stânca pe care ai lăsat-o și spus, lasă, nu mai, că e veche, e de mult, las-o acolo, vezi că Pluto cam dinamitează. Ei, uite că uh, este o zi așa de joi în care ești foarte bine susținut. Uh, pe pe relația cu șefii, dar pe de altă parte vezi că spre seară apar niște surprize mari din partea unui prieten sau apar surprize mari legate de o persoană din jurul tău, legate de viitorul tău. E cineva acolo care acționează, da? Da, este o zi în care în general energia aceasta feminină va dinamita lucrurile, așa că atenție. Un plan de viitor, afli o veste și rămâi și tu surprins, cum așa peste noapte trebuie să plec, cum așa deodată trebuie să fac asta, da, da, Um, uite, soluția vine ori din partea divinității, ori soluția vine de la o persoană mai înțeleaptă care studiază la nivel înalt, este vorba despre o persoană specială din viața ta care e mai înțeleaptă, e mai tăcută, da? e un om acolo care are o experiență de viață și care, da, te-ar putea ajuta și, uite, ajutorul poate să vină și din zona străinătății. 3 de monede și Eremitul, foarte interesant, este o zi pentru tine în care te concentrezi foarte mult pe muncă. Eremitul vorbește despre o legătură cu Zodia fecioară, dar tot Eremitul vorbește și despre acel moment în care detaliile fac diferența. E un profesor, e un mentor, e cineva acolo, e o persoană pe care tu o respecti și care te-ar putea ajuta. Soarele vorbește despre o legătură cu Zodia Leu, dar tot soarele vorbește despre un moment unic pentru tine, despre o bucurie, despre faptul că în sfârșit ești recunoscut, răsare soarele în viața ta. Dar ultima carte este doi de monede, deci este clar o zi în care ești tu prins aici între două activități sau este o zi în care ai de plătit ceva, o zi în care uh, doiul ăsta de monede poate să-ți spună că ești prins între două activități sau două situații. Parcă nu prea știi ce să crezi, dar parcă încerci acolo să menții un echilibru. Părerea mea cu Pluto acolo în lasă echilibru, lasă-l că nu, nu merge. Zodia Leu, fai dragi lei, pentru voi Pluto intră pe casa relațiilor, bineînțeles că aveți o protecție divină, că punctul norocului e în rac. E o protecție specială pentru voi, în primul rând. În al doilea rând, tot ce ține de relații, acolo apar schimbări mari. Schimbări în relația cu membrii familiei. În familia voastră pot apărea schimbări, pot apărea deodată, nu știu pot apărea căsătorii, pot apărea ruperi bruște ale unor relații, relațiile tale cu ceilalți, în mod special relația cu rudele sau relația cu persoanele alea vechi pe care trebuia să le îndepărtezi de pe acolo sau un mod vechi de a aborda tu relațiile, ei vezi că acolo se duce treaba, adică nu mai funcționează, se face curățenie, bineînțeles, și în general relațiile voastre vor trece prin niște teste în următoarele luni, dar și în următorii ani avem timp să mai discutăm. Așa cum spuneam, mai o protecție divină, da? E o protecție divină și poate ar fi bine să -ți țintești cumva sus și chiar să te folosești de zona spiritualității. Mai mult decât atât, pentru tine este o zi Uite foarte bună în care e un prieten, e cineva acolo care te ajută, care te ghidează, e cineva care ție, ți este alături și de asemenea, dragii mei lei, chiar spre seară apar niște conflicte, fie în relația cu o femeie, fie în relația cu o persoană cu autoritate din viața ta și ți-am mai explicat, aici e vorba de părinți, partenerul de viață, deci persoane care cumva au puterea asupra ta, da, pe acolo cam apar tot felul de lucruri dragilei, pot fi și chestiuni legate de carieră, da, dacă e ceva urgent joi seara, adică nu te-a apucat să suni șeful sau nu te-a să discuți în contradictoriu. acum cu Pluto acolo în vărsător, repede, prea putem noi să controlăm nimic și uh, dar bine a fi să lăsați voi lucrurile să curgă, da și să fiți foarte atenți ce se întâmplă în ziua de joi în viața voastră, pentru că este simbolic. soluția pentru tine, da, pentru că este o zi de joi în care vei străluci de-a dreptul. Soluția vine prin a renunța fie la un loc de muncă, fie la niște obiceiuri pe care le ai, ți-am mai spus, fie soluția vine din ideea aceasta de a te concentra cu adevărat pe spiritualitate, pe zona aceasta a spiritului și cam așa ceva. Da? soluția vine prin credință, prin credință și aici ți-am spus e vorba de încredere în tine, în divinitate, în univers, de nu știu de a crede în general, da, a crede în general, trebuie să crezi cu tărie, că răsare soarele mâine dimineață, da, e foarte important acest aspect. Sunt niște lucruri acolo care trebuie, bineînțeles, tratate cu seriozitate, da, dar uite că ai un noroc divin, ai o ai ceva acolo. Bun, lei care sunteți născuți la început de zodie, da, o să simțiți intens povestea. Da, șapte de cupe și 5 de monede. Foarte interesant. 7 de cupe, 5 de monede. Niște iluzii, dragilei pe care vi le-ați făcut voi, da? De asemenea, văd foarte multe oportunități pe care le aveți, da? Unii lei, e ca și cum visați așa cu ochii deschiși, dar concret nu aveți uneltele necesare. Pe de altă parte, atenție pe sănătate, dragii lei. nu tratați lucrurile așa superficial, adică dacă e o problemă, mergeți la medic, că e cel mai sănătos. 3 de cupe vorbește despre o primă bucurie, dar 3 de cupe vorbește și despre o petrecere, despre o întâlnire. Apoi avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cartea să știi că vorbește despre un moment de clarificare, dar uite, e și un moment în care ți se cere să-ți faci o strategie așa foarte bine pusă la punct, dar cu o bază stabilă. Asta e foarte important. Adică dacă n-ai baza aia stabilă, nu știu cum o să fie. Da, o să fie lungă filmarea asta, dar n-am ce să fac. Sunt multe de spus, asta e viața. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi Pluto intră pe casa a șasea, punctul norocului e în rac și pentru voi, normal. Intrarea lui Pluto în vărsător pentru voi aduce schimbări majore legate de muncă și vom vedea Fecioare care nu vor mai sta în locuri de muncă neproductive, locuri de muncă în care nu vă simțiți bine. Și vedeți că cei care aveți niște probleme de sănătate, vedeți că vi se trag și din zona aceasta că nu sunteți unde trebuie, adică poate Constituția voastră e făcută de așa natură încât să se miște mereu, să aibă ceva de făcut, nu să stea acolo pe un scaun la birou. Adică luați și faceți cumva lucrurile să meargă. Schimbări foarte mari care apar pe locul de muncă. Da, pentru voi și pentru cei mai mulți este vorba despre zona aceasta digitalizării care va apărea. Sau, știu, eu, locuri noi de muncă sau e ca și cum ți se cere să te reinventezi acolo, să mai înveți chestii noi, um, nu ne să schimb domeniul cu totul. da, Că nu vor dispărea domeniile în totalitate, dar va fi nevoie să înveți ceva în plus, din punct de vedere tehnologic sau va fi nevoie să te reinventezi cu totul pentru alții dintre voi. Um, tot felul de situații care apar de pe o zi pe alta, începând cu, cu 23 martie. Dar uite că ești foarte mult ajutat de către prieteni și ajutorul chiar vine din partea unei comunități din care tu faci parte sau ajutorul vine pe zona aceasta a viitorului pentru alții dintre voi. Deci foarte, foarte multă susținere aveți. Și de asemenea, dragi fecioare, pentru voi Intrarea lui Pluto aici în să știți că va schimba destul de mult lucrurile, chiar și în modul în care abordați voi sănătatea. Aici chiar o să vă preocupați mult mai serios. De asemenea, dragi fecioare, discutăm despre o zi de joi, la care și voi ar trebui să fiți foarte atenți, pentru că este simbolic tot ceea ce se întâmplă. Nu vă imaginați că de joi, gata, toată planeta se schimbă. Acum, Doamne ajută să nu fie așa. Uh, dar sunt chestiuni simbolice, da? Cumva de aici e startul, de aici e pornirea. Și uite că pentru tine este o zi în care rezolvi ceva legat de muncă. Nu știu, ai o seară mai aglomerată, mai ai ceva de făcut, mai ai ceva de terminat, e o persoană importantă acolo care îți cere ajutorul, deci ceva se petrece pentru tine și tot ziua de joi, uite, vine la pachet. Cu acel moment în care îți dai tu seama că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica, pentru că ai tot felul de surprize. Surprize în urma unor drumuri scurte pe care le faci, surprize în urma unor discuții pe care le ai, și care te lasă, așa, destul de uh, surprins, ca să spun. Da? Destul de surprins. Tu știai sigur că. Uh, nu știu că bluza respectivă are acea culoare și acum afli că e puțin cam diferită, da afli că nu era suficientă lumină pe acolo. Bineînțeles că uite, e un moment în care e bine să nu te contrazici, da cu nimeni și să lași lucrurile așa, da, uh, conflictele, bineînțeles că pot veni de pe muncă, pot veni de de pe zona aceasta străinătății pentru alții. Dar uite că soluția vine din partea unui copil, din partea persoanei iubite, soluția vine prin bunătate, prin iubire și chiar prin ideea aceasta de a-ți mai face și tu puțină curățenie în relațiile tale. Da, momentan e Saturn pe acolo, el e mai liniștit, momentan nu prea ne deranjează, din contra ne ajută, dar uh, poate e momentul să te așezi și tu la casa ta sau poate e momentul să te mai liniștești și tu dintr-un anumit punct de vedere. Da, hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi ce vă spune și tarotul. Da, o să fie o filmare mai lungă, probabil, l-am spus-o deja, n-am programat asta, chiar plănuiam să fac altceva cu Pluton vărsător, dar poate o să fac ca să vorbesc mai liniștit. Valetul de bâte nouă de spade. Niște activități noi pe care le aveți de făcut și care vă stresează maxim vă gândiți în continuu la un copil la niște activități noi la ceva ce vă pasionează. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, regele de cupe vine cu liniște, vine cu pace. Pe de altă parte, văd un loc vechi în care mergi regina de monede. este cartea ta e clar că. E bine să ai încredere în tine, în capacitățile tale. Regina de monede vine cu abundență. Fie ești legat astăzi sau ai treabă să, nu știu, să faci mâncare, să te ocupi de bani, de o bancă, de o mașină. Deci, ceva de genul acesta. Și da, ești cam stresat aici în legătură cu un cuplu sau ești stresat în legătură cu o situație. Pentru că, așa cum spuneam, aici apar niște schimbări peste noapte, dar ai ajutorul necesar. Da? Uite, -ți, se cere să abordezi puțin mai serios o relație. Zodia balanță, dragi balanțe, hai că nu știu acum cât o să vă placă vouă ce vă spun, bine, nu e negativ, dar mă rog, Pluto intră în vărsător, pentru tine intră pe casa iubirii, casa copiilor, casa afacerilor, casa norocului și putem continua. Punctul norocului e pe casa 10, dragi balanțe, nu m-ar mira să văd balanțe în următoarele trei luni care, nu știu, dacă sunteți singuri, să aveți șansă să cunoașteți o persoană, care, nu știu, să vă determine așa indecis cum sunteți voi, sau cu decizii greu de luat, așa, peste noapte, spui gata, m-am hotărât, ia să stau și eu liniștit, mă așez la casa mea. Sau cei care vă aflați într-o relație și lucrurile nu prea funcționează pe acolo ei Saturn a mai stat v-a mai îngreunat v-a mai ajutat așa, da dacă ați dat dovadă de seriozitate, a fost ok. ei Pluton vărsător nu mai merge pluton vărsător e ori e. Bună ori e rea, adică nu sunt chestii, dar Pluto acolo învărsător nu e nu nu negativ pentru voi să știți că la un moment dat clar o să facă niște aspecte benefice cu marcajul tău în balanță, deci nu ceva rău. În schimb, bă, ideile care îți vin sau persoanele pe care le întâlnești, uite, poți să te apuci să faci un copil, chiar dacă ai spus că tu nu mai vrei copii sau chiar dacă ai spus că știu, eu nu vreau copii, că nu i momentul. Ei, uite, acolo, Pluto învărsător te ajută. Și mai mult decât atât, te ajută pe bani. Da, vezi că e vorba de bani pe care tu îi faci. Nu e vorba de partea de speculații financiare. Da. Și e vorba despre a face ceva ce-ți place, ceva ce-ți dă încredere în tine, ceva ce-ți oferă valoare personală. Și asta e ok. Acum, Ana, Pluto Acolo învărsător vă dă încredere în ideile voastre. Da, sunteți foarte prinși de persoana iubită, sunteți prinși de un copil, sunteți prinși de niște activități. Nimeni nu-i ca voi foarte multă susținere, repet, aveți din zona instituțiilor publice pe tot ce ține de persoane cu autoritate în viața voastră, partenerul de viață. părinți nu știu tot ce ține de zona asta și mai mult decât atât, repet, pentru unii, da, e ceva legat de o relație și de un plan de viitor care se schimbă așa brusc brusc. Ei, chiar foarte mare atenție ce se întâmplă în ziua de joi, pentru că este simbolic pentru voi, da? Repet, Pluto nu vă mai ia la întrebări, da? Saturn va mai luat, a mai așteptat, a mai mișcat lucrurile greu Uite că tot ziua de joi pentru tine este bună da? să comunici cu cineva, da? să-ți exprimi ideile, să fii apreciat E un moment în care e ca și cum ceilalți depind de tine, și te simți bine acolo, ai încredere, spui nu, eu știu sigur că așa este. Și e ok, toată lumea te aplaudă. Foarte bună relație văd aici cu niște persoane care fie sunt mai spirituale, fie persoane de la distanță, persoane care. Uh, trec printr-o perioadă de schimbări majore. Dar uite că, așa cum spuneam spre seară, ta da, luna face o quadratură cu Pluto din vărsător și e primul aspect la grad perfect pe care uh, Pluto îl face. Uh, și pentru voi, dragi balanțe, da, luna o să fie pe casa 8. Asta ce înseamnă? Înseamnă că e un moment în care sunteți puși la colț. Da? Sunteți puși la colț și e, e ceva important pentru voi. Da? Fie discutăm despre uh, ceva legat de oficializarea unei relații, despre o despărțire, despre o schimbare legată de un copil, legată de o afacere uh, Pot fi niște chestiuni la nivel de discuții pentru unii, nu vă imaginați acum că nu știu ce minune se întâmplă Da, pentru unii e posibil, depinde de ce marcaj mai aveți pe acolo, pe astrogramă dar în general, vorbind, sunt chestiuni simbolice în privința căror ar trebui să fiți atenți, da, adică dacă până acum tot nu știu visa a mai spus, uite, mergi și uh, vezi ce faci, mergi pe afacerea asta, mergi pe afacerea cealaltă, care pe care proiectul ei sau ce decizia ai de luat ei de data asta nu prea mai e cu întrebări, da, e cu lucruri directe și uite că salvarea pentru tine vine printr-o activitate legată de casă, da, sau salvarea vine printr-o... Credință pe care tu o ai pe zona aceasta stabilității și da, uite, cineva de la locul de muncă te poate ajuta de acum, fiind seara, m -m -m -m. mai bine spus, uite o activitate în comun cu persoana iubită sau. Um, o activitate legată de o casă legată de un teren, deci de aici, uite, vine salvarea pentru tine, da, e ca și cum ți se spune hai pune osul la treapă. Bineînțeles că va fi, mă rog, va fi dificil, va fi mult de lucru, da, dar. E ok, da, hai să vedem, dragi balanțe. eu acum v-am spus și cam ce s ar putea întâmpla joi. Repet, voi puteți să luați lucrurile la nivel de la nivel de discuție. Dar repet, fiți foarte atenți ce se întâmplă joi, pentru că este simbolică intrarea lui Pluton vărsător, da. Pentru următorii mulți ani, momentan trei luni, da, eu sunt curioasă cum va arăta lumea după următoarele 3 luni. Da. Nu spun mai mult. Că stau bine așa wow, dragi balanțe bun îmi place regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Dragi balanțe, regele de bâte e cu foarte mult entuziasm și este o persoană care știe să negocieze, care știe ce vrea și dacă și-a pus ceva în minte, păi nimeni și nimic nu-l mai oprește pe ăsta. Ei, avem șase de bâte. Tu dorești foarte mult această victorie. Vrei să câștigi ceva, vrei să rezolvi ceva. Uite, patru de monede, multă siguranță pe care o ai, dar văd faptul că tu nu vrei să renunți la ceva anume, nu vrei să lași ceva deoparte. Da? Împărăteasa, o legătură cu Zodia Taur pentru unii dintre voi. Ei, împărăteasa este o persoană foarte importantă din viața ta. Pentru alții este vorba despre o casă, despre confort, despre o persoană importantă, mama sau Uh, partenera de viață pentru bărbați. Da? Deci aici ceva voi nu vreți să renunțați, nu știu, vi s-a pus pata și nu mai renunțați. Probabil, na, Venus fiind pe acolo pe casa 8 vă ajută, dacă încă nu s-a îndepărtat tare de nodul nor și de Juno, probabil vă ajută. Bun, uh, wow, 10 de monede și uite, deci era de sub 4 de bâte și nu l-am văzut. Dragi balanțe, vedeți că Aici e cu petreceri, petreceri legate de casă, de familie, că e un botez, că e o nuntă. Acum nu vă imaginați că neapărat, mă rog, neapărat este vorba despre voi, mai ales dacă știți că nu se poate. Da? Poate, nu știu, auziți de cineva, o mătușă, o verișoară, cineva. Da? E ceva benefic aici legat de casa ta, de familia ta, de un grup de oameni, de o sumă mare de bani. Adică, dragi balanțe, în sfârșit vă văd și pe voi hotărâți pe aici. Și asta, e, asta mă bucură foarte mult. Bun. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi, Pluto, guvernatorul vostru, intră pe casa a patra. Bun. Pe aici, asta Saturn va chinui pe acolo, pe casă, pe familie, pe moșteniri, pe trecut, a fost cum a fost. Ei, Pluto fiind guvernatorul vostru, uitați că nu prea mai întreabă, da, și acționează. Acționează însă tare mie mie că cei mai mulți scorpioni o să fiți voi cei care luați atitudine. Chiar voi o să acționați, o să spuneți gata până aici, nu mai place ușa, o schimb, nu mă mai simt bine în casa asta, mă mut, nu mai place familia asta, mă duc și în fac alta și așa mai departe. Că pentru voi oricum e ușor da, să o luați de la zero oricând, că aveți o putere, construiți un imperiu de la zero în secunda 2. Dar um, Punctul norocului pentru tine vine pe casa nouă și acum, dacă te gândești serios, te muți de acolo de unde stai tot înainte, deci tot înainte, mergi tot înainte, că e super ok, da? Uh, și nu aștepta, asta e important, e important să acționezi din impuls de data asta și uite, mai mult decât atât, este un moment foarte bun pentru tine în care norocul vine din zona divinității, norocul vine din străinătate, de la o persoană cu studii superioare, de la o persoană care este cumva mai elevată, deci de acolo ai foarte multă susținere, tot înainte de scorpioni, Scorpion, chiar vă puteți schimba viața. Și da, pentru voi este o zi în general vorbind în care veți avea foarte mult de muncă. Da, chiar spre seară se întâmplă acolo niște lucruri și uite că Pluto din Vărsător face o quadratură cu Luna din Taur. Primul aspect la grad perfect. Și despre ce vorbim? Vorbim despre niște confruntări uh, legate de casă, familie, legate de niște acte, legate de niște proiecte sau uh, sunt niște chestiuni acolo vechi pe care și cam voi trebuie să vedeți ce faceți cu ele. Probabil, da, axa aceasta a relațiilor este destul de activă pentru voi în această perioadă și da, pe acolo apar tot felul de lucruri. Și repet, sunt simbolice, da, sunt simbolice, nu e neapărat de joi gata, ți se schimbă viața, dar joi e posibil să iei tu decizia să spui ia gata până aici ți s-a pus pata și așa mai departe. Uite că salvarea vine fie din partea unui copil din partea persoanei iubite. Salvarea vine prin ideea aceasta de a-ți pune o anumită pasiune în practică și de a-ți folosi creativitate. E foarte important acest aspect, da, foarte, foarte important. Uh, salvarea poate să vină printr-o discuție. Da? Sau chiar, uite, printr-o... Uite, salvarea vine printr-o... Cum să spun eu? Printr-o reacție matură pe care un copil, persoana iubită, cineva din jurul tău, o persoană dragă inimitale o are. Cineva are o reacție foarte matură și rămâi și tu surprins și spui ok, tot înainte. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Bun. Bine, Pluto nu se simte bine învărsător, dar e guvernatorul vostru. 9 de cupe, 5 de bâte. Dragi scorpioni, foarte multă dorință aveți voi să rămâneți așa mulțumiți, împliniți, liniștiți și se pare că sunteți pregătiți să luptați pentru asta. 5 de bute reprezintă o discuție în contradictoriu, o energie de conflict, iar 10 de cupe îmi spune mie că tu ai un ideal și spui da, mie mai trebuie atât ca să fiu fericit. Nu am, foarte bine, mă duc și caut să am ceva întreg. Ei uite, 10 de cupe vorbește despre bucurie, despre armonie, dar vorbește și despre liniște, da? Dar tot îmi mențin eu ideea că tu aici vei lupta pentru un ideal sau pentru ceva anume. Apoi avem împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, dar și o decizie importantă care se ia în viața ta în această zi de joi. Cartea vorbește despre o persoană cu autoritate în viața ta sau e vorba despre niște reguli pe care tu ți le impui. Da? Că nu m-ar mira, repet, nu m-ar mira să faci asta Zodia Săgetător Dragi săgetători, pentru voi Pluto intră pe casa a treia da? Uite că se deschide așa o perioadă pentru tine În care vei vedea că anumite rude, anumiti prieteni, persoane din anturajul tău Frați și surori, cei care aveți ei ăia cam dispar din viața ta sau o parte de ei de tot felul de transformări, da, fie că pleacă în altă țară, fie că nu mai vorbesc cu tine, fie că afli niște secrete și spui vai cum să fie așa ceva, da, uite, se întâmplă, punctul norocului e chiar pe casa opta, păi ești norocos că se întâmplă asta, da, norocul pentru tine vine printr-o moștenire da? Norocul pentru tine vine pe zona banilor. Norocul vine prin ideea aceasta de a închide, de a transforma și de a face odată pace cu trecutul. E foarte multă susținere aveți aici. Deci chiar sunteți norocoși că se întâmplă asta. Mai mult decât atât, uite, e ceva, deci intrarea lui Pluton în uite, e ca și cum ți-ar elibera așa, viața de anumite persoane sau de anumite obiceiuri pe care le ai, tocmai da, ca să fii și tu fericit, mulțumit, liniștit. Pluto învărsător acolo îți poate șterge așa din minte tot ceea ce tu știai despre viață, despre lucruri banale din viața de zi cu zi, să te înveți alte chestii noi, dar nu negative. Da? Chiar pentru tine e benefic Pluto acolo învărsător, mai ales cei care știți că aveți marcaj pe săgetător da? la început, chiar o să simțiți din plin, mult mai rapid față de ceilalți. Și tot ziua de joi, că încerc să vă fac așa o poveste ca să înțelegeți că e simbolic ceea ce se întâmplă în ziua de joi. Și cu pluton învărsător eu m-aș aștepta la orice. Uh. Foarte mult ajutor ai pe ideea aceasta de a face ceea ce îți place și uite că o conversație pe care o vei avea, un sfat pe care îl primești, te ajută foarte mult, asta joi seara. Și tot joi seara se petrece primul aspect pe care Pluto îl face la grad perfect și anume o quadratură cu luna din taur. Și dragi Săgetători, atenție, joi seara pe sănătate, atenție ce faceți, atenție, atenție cum mergeți, pentru că acolo sunt niște lucruri care nu sunt în regulă, pot apărea discuții în contradictoriu, pot apărea tot felul de vești care să bulverseze puțin situația, însă uite salvarea vine pentru tine din casă, din familie sau chiar salvarea vine printr-o. Susținere foarte mare pe care o ai din partea familiei, din partea rudelor, salvarea poate să vină din partea unei rude mai în vârstă, din partea unei rude care uh, se respectă, care se iubește, este o persoană mai retrasă, mai dulce, mai iubitoare. Sau uite, poate fi o persoană care are niște probleme de sănătate în momentul de față și de acolo îți vine salvarea, da? de acolo vine liniștea, vine pacea, cum s-ar spune. Da? Repet, Saturn de acolo din Pești chiar ne ajută de data asta. Da, la câtă teamă avem noi de el. Momentan, ce avem aici? Cavalerul de monede și regele de spade. Lucrurile se mișcă greu așa în viața ta în această zi de joi. Regele de spade vorbește despre niște strategii, despre niște planuri pe care ți le faci, dar uite vorbește și despre o legătură cu actele sau cu instituțiile publice. Acum, dacă ai treabă pe acolo, îți spun clar că lucrurile se mișcă mai greu, mai lent. Sau se întâmplă ceva, regele de spade vorbește și despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Patru de monede îmi spune despre faptul că vei avea o încredere foarte mare în tine în această zi de joi și mai mult decât atât vrei să iei lucrurile încet și sigur. Hm, interesant, 6 de bâte și uite că ai parte de o victorie, de o bucurie în această zi, chiar o bucurie Uite din partea unui bărbat pentru unii dintre voi sau o bucurie. Pentru sufletul tău. Foarte interesant. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, Pluto intră pe casa a doua. Punctul norocului e pe casa a șaptea. Păi, pentru voi urmează o perioadă în care veți avea foarte mare încredere în valoarea voastră. Atenție pe bani, pentru că aici pot apărea tot felul de situații ciudate. Da? Adică pot apărea tot felul de creșteri, scăderi, da? ca la bursă în perioada asta. Legate de banii voștri, legate de valoarea voastră personală. Vedeți că aici Pluto Vărsător vă spune să să vă concentrați ceva mai mult și pe voi, da? Este vorba despre a vă transforma cumva principala sursă de venit da, și puteți să vă treziți peste noapte că se întâmplă tot felul de chestii, să vă treziți că nu vă ajung banii, vă treziți că nu vă place ceea ce faceți, vă treziți că da, sunt bani, dar ce fac cu ei, că eu nu sunt fericit. Deci trebuie să învățați chestiunile astea și norocul vine printr-o asociere, printr-o colaborare, norocul vine printr-o căsnicie, prin ceilalți, de ce nu? Și uite că dacă ești un capricorn singur și ai vrea -o așa pe cineva, vezi că trebuie să lucrezi foarte mult la încrederea în tine, adică să găsești așa un echilibru, nici prea mult și nici prea puțin. Și și, de asemenea, dragi capricorni, pentru voi este o zi Foarte bună În care uitați că puteți să rezolvați niște probleme legate de casă, de familie, aveți voi pe acolo ceva de făcut Și da, uite că spre seară apar niște conflicte în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită Primul aspect pe care Pluto îl face e cu luna din tauri. și asta înseamnă că E bine să vă gândiți de două ori atunci când vine vorba de a lua niște decizii, fie în plan personal, fie sunt lucruri legate de o afacere, de o investiție. Începeți să vă gândiți serios, că nu vă mai simțiți bine într-o anumită poveste. Da? Așa că vedeți ce faceți salvarea. Salvarea vine prin comunicare, salvarea vine prin a avea răbdare să învățați pe ceilalți, salvarea vine prin a vă deschide în fața unor noi lucruri și salvarea vine prin ideea aceasta de a nu judeca. E foarte important acest aspect foarte, foarte important. De acolo vine soluția. De acolo. Soluția poate să vină printr-un drum scurt, printr-o conversație, dar și prin ideea aceasta de a accepta și de a înțelege. E cineva care are nevoie de spațiu pe acolo, prin jurul vostru. Acum, ori voi sunteți cu spațiu, ori e cineva prin jurul vostru. Vă păi dați seama, nu știu, că nu aveți gusturi comune, da? Voi și persoana iubită. Nu, nu e în regulă ceva pe acolo. Hai să vedem, dragi capricorn. Nu, no, cred că fac până la urmă și o filmare separată cu pluton vărsător, că n-am șanse. Dar aștept să intre, că vreau să-i simt energia. Bun, șapte de spade și arcana majoră, diavolul, care este energia voastră, dragi capricorni. Acum, o să vă supărați pe mine unii dintre voi, dar cineva aici cam manipulează și nu știu despre cine e vorba. Da? Cineva are nevoie de control. Păi, dragi capricorni, șapte de spade reprezintă o trădare, da? sau o persoană care nu se simte bine. Poate e cazul să fiți ceva mai indulgenți, dar cred că e cuvântul potrivit. Da? Apoi avem patru de monede. Patru de monede îmi spune mie despre faptul că nu vrei de nicio culoare să renunți la ideile tale. Alea sunt și nimic mai mult. Ei, uite că Saturn de acolo în pe pește, mă rog, să știi că-ți cam dizolvă așa ideile alea și e bine să te deschizi în fața unor noi situații faietonul, o legătură cu zodia rac, dar și un drum important pe care îl face astăzi sau o schimbare. Uite că se întâmplă niște lucruri, apar niște evenimente care, atenție, sunt simbolice pentru tine în acest an 2023. Da? Foarte interesant. Zodia vărsător. Dragi vărsători, Pluto intră în zodia voastră. Păi ce mai sunteți vedete? Punctul norocului e pe casa a șasea. pe păi, dragi vărsători, cel puțin cei care sunteți născuți în primele zile, păi pentru voi cu schimbări majore dragilor da sau cei care știți că aveți uh, uh, marcaj, da pe vărsător chiar la început. Uh, e intens pentru voi, da, adică Pluto acolo vrea să vă schimbe cu totul, da, dacă în momentul de față aveți o meserie să vă ocupați de ceva ei aflați că nu o să mai fie așa uh, voi în primul rând o să vă schimbați și chiar v-aș recomanda să începeți cu schimbarea de la voi da Pluto va aduce foarte mari schimbări și transformări, adică pe tot ceea ce cunoașteți voi pe tot ceea ce faceți pe cariera voastră, pe reputația voastră și, în special, uite, ai un noroc acolo foarte mare legat de un loc de muncă sau legat de zona sănătății. Pe acolo e norocul. Acum Pluto fiind în zodia ta, îți dai seama că îți dă mai multă putere, îți dă mai multă încredere în tine și o să fii mult mai energic. Acum vezi ce faci pe acolo cu Pluto învărsător, că Pluto e și un mic mare mafiot și vezi ce faci, da? adică profită într-un sens pozitiv de energiile alea, um, pentru că vei avea cunoaștere necesară, știi cum, vei avea o putere de convingere, fai, o să mir și tu. Uh, dar, repet, folosește-te de ea într-un sens pozitiv. Apoi, uh, ziua în general de joi e ok pentru tine, pentru că Uite, e o zi bună în relația cu un copil, cu persoana iubită, e o zi în care faci niște drumuri scurte, îți vine cineva în vizită, rezolve acolo niște probleme și uite că primul aspect pe care Pluto îl face la grad exact e o quadratură cu luna din taur, așa că dragi vărsători apar conflicte în casă, în familie, dar sunt chestiuni legate de ori lucruri casnice, da ori treburi casnice, ori sunt discuții contradictorii legate de muncă, fie locul tău de muncă, fie locul unei persoane de muncă, sau o problemă de sănătate. Acum, dragi vărsători, uh, pentru alții, pur și simplu poate să fie o seară mai agitată în care aveți mai multe de făcut, deci nu e neapărat nevoie să se întâmple nu știu ce nenorocire pe acolo. Și uite că salvarea vine prin ideea aceasta de a te valorifica ceva mai mult, da. uite, salvarea vine prin a te limita atunci când vine vorba de cheltuieli și mai mult decât atât, salvarea vine prin ideea aceasta de a te concentra mai mult pe propria persoană. Da? E foarte important acest aspect. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie să știți voi. Ce vă spune și tarotul. Da, banii sunt importanți e bine să vă impuneți da? și chiar să spuneți, uite, eu am făcut asta, a ieșit bine și chiar să vă drepturile. E nevoie, acum, Ana. Bun, mă opresc, da, și am mai, au mai căzut cărți la o zodie, dar nu mai știu la care, da, n-am mai făcut de mult filmări așa lungi, da, îți pare că o să mai fac pentru că mai urmează evenimente. Steaua, cartea ta, 8 de spate, da, dragi vărsători, pe mare bucurie aici că vă eliberați, dacă încolo iar apare un blocaj și deodată așa vă vine o idee și parcă vedeți voi acolo lumina de la capătul tunelului. Pajul de bâte vorbește despre mult entuziasm, multă bucurie, noi activități pe care le faci și tot pajul ăsta de monede vorbește despre o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Acum poate să fie vorba despre o persoană care are un aspect fizic mai tânăr, dacă una e să tânăr și alta e să ai și vârsta. 5 de cupe. 5 de cupe vorbește despre faptul că ceva nu-ți place aici, ceva nu-ți convine, e ceva din trecut, da? Lasă trecutul ăla în urmă, da? Pentru că altfel nu mai răsare soarele, da? Lasă l în urmă că e ok. 9 de monede, niște bani pe care îi primești, apreciere, bucurie. 9 de monede vorbește despre o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar, dar și o încredere foarte mare în tine pe care o ai. E ca și cum e nevoie să-ți dai seama că. Tu ești tu și ceilalți sunt ceilalți, da, asta e viața, dar nu văd neapărat ceva negativ, e ca și cum te revezi cu o persoană care te-a supărat, dar până la urmă lucrurile sunt bune. Zodia Pești, dragii mei peștișori, bun, pentru voi Plută intră pe ultima casă astrologică, punctul norocului e pe casa cincea. păi dragi pești o să aveți o putere din punct de vedere energetic absolut fantastică, Da? Cum v-am mai spus eu, o să deveniți profeții zodiacului în următorii ani. E ok, da? doar că Pluto acolo învărsător cam începe și îți pune la încercare tot ce ține de credințele tale. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, să știi că îți poate schimba radical uh, relația cu divinitatea, da, poți să treci prin tot felul de treziri spirituale, poți să te trezești deodată că e nevoie să stai nu știu cât timp mai izolat sau deodată simți tu așa să te muți undeva prin munti, să faci nu știu ce chestii, nimic negativ în asta, tot e ok. Uh, doar că vezi că e nevoie să lucrezi foarte mult la stima de sine cu Pluto acolo învărsător. Uh, în momentul de față, lucrurile sunt ok, dar trebuie să le și apreciezi, trebuie să le și conștientizezi. Uh, bineînțeles că trecutul bate la ușă pentru tine și de acolo vin tot felul de surprize, dar eu tot cred că o să devii profetul zodiacului și alta nimic. Atenție și tu la lupte din acestea de putere, lupte de orgoli, chestiuni și atenție la dușmani ascunși în următoarea perioadă, următoarele luni și următorii ani că vor ieși destul de mulți inamici de pe acolo de prin însertare, dar tu bucură-te că îi afli sau bucurăte te că îi vei simți. Dar atenție să nu te apuci tu să te folosești de ce știi într-un mod așa mai puțin plăcut. Bun, despre ce e vorba? E vorba despre faptul că, uite, o să pătrunzi în niște taine, da? destul de intense, deci nu o să mai fi tu, e altceva, e altă viață. Experimentezi ceva în nou și vezi că prin vară te întorci înapoi și spui, da, dar ce caut eu un grupul ăsta de prieteni, dar ce caută omul ăsta lângă mine, dacă mi-e mi -e prieten, e amic, da, să uite, ce caut eu un grup ăsta în organizația asta, că dau seama că eu vreau altceva, da, că mai ai câteva chestii pe acolo de rezolvat, dar nu e problemă că le rezolvi la vară. Bun. Apoi, ziua de joi în general e bună pentru tine, da? pentru casă, familie, să faci cumpărături, să faci investiții, să te simți bine, apreciat. Doar că așa cum spuneam, primul aspect pe care Pluto îl face la grad perfect este cu luna din taur. Asta înseamnă că, dragi pești, mai ies secrete la suprafață, mai aflați chestii, mai aflați lucruri care nu sunt neapărat negative, doar că vă cam Cam stresează destul de mult, adică e cam ciudat ce se petrece pe acolo. Atenție pe drumuri, atenție pe discuții. De asemenea, uite că salvarea pentru tine vine prin înțelepciune, adică ți se cere să abordezi lucrurile cu foarte mare înțelepciune și ți se cere să taci. Să asculți da și să înveți tot ceea ce este prin jurul tău pe acolo. Dacă e un conflict undeva, vezi că tu ești persoana care poate să-l să liniștească, dar ți se cere să nu judeci, ți se cere să fii așa bun cu toată lumea, dar și cu tine în mod special. Asta e foarte important. Da? Cam tu ești persoana care poate să liniștească apele pe acolo și e ok, bucură-te de treaba asta. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi, despre ce e vorba în viața voastră. La baza pachetului, lumea, lumea care vorbește despre o liniște, despre un final, despre o închidere, da? Uite, e o închidere a unei etape care nu prea, prea mai funcționează. Parcă vrei să te eliberezi, da? Să te eliberezi dintr-un compromis. Dar văd și pești pe care, în sfârșit, vor lua decizia să se mai pună și pe ei, puțin pe primul loc. Și tare bine ar fi să faceți asta. Steaua, o legătură cu un vărsător. Steaua vorbește despre o lumină de la capătul tunelului care apare în viața ta, o legătură cu zona tehnologiei, dar și o dorință mare de schimbare. Ultima carte, 5 de monede, atenție puțin pe sănătate astăzi, dar este și o zi în care ar fi bine să fii atent și pe bani, dar 5 de monede vorbește și despre faptul că îți dai seama că e cazul să te mai detașezi puțin de planul fizic. Dar 5 de monede vine și cu o senzație de abandon și acum ori te simți tu abandonat, ori îți dai seama că trebuie să renunți la o idee, trebuie să renunți la o chestie și să te detașezi, să stai așa frumos. Uh, tu așa zen în lumea ta, liniștit, mulțumit, împlinit. Bun, dragilor, gata, acestea au fost previziunile de această dată pentru ziua de joi. Știu, am vorbit mult, dar n-am avut ce să fac, că sunt multe aspecte pe cer și prefer să vă dau toate informațiile. De regulă să știți că în momentul în care sunt atât de multe aspecte chiar se întâmplă multe lucruri Chiar dacă spunem că nu am nimic programat decât să mă duc la muncă și înapoi Îți spun eu că sunt cu siguranță chestiuni care apar, da? chiar și neprevăzute Da, ce să spun, intrarea lui Pluto în va schimba destul de mult lumea Pluto guvernează băncile, Pluto guvernează tot ce ține de bani, da? de Relația cu lumea de dincolo și da și ea se poate schimba. O să vedeți chiar partea asta va lua schimbări destul de mari. Și Pluto guvernează adâncurile, deci da, se pot descoperi tot felul de lucruri interesate în adâncurile terei sau chiar în cosmos, da, acolo se pot întâmpla lucruri și Pluto mai înseamnă și putere care acum nu știu ori e la oameni, ori e cu tehnologia da. Vezi că vărsătorul e cu regulile stricte da? și puterea poate să vină de acolo, din reguli. Da? Reguli, multe, multe restricții, multe lucruri de genul acesta, dar nu e ca Saturn, da? nu e ca Saturn. Pluto vine așa peste noapte, nu stă la discuții, așa cum am spus, decizii care se pot lua peste noapte din partea unor lideri, din partea unor oameni puternici. Da, nu vreau să comentez mai mult, sper că o să fie ok, sper că îmi lasă videoclipul. Uh. Să nu ne speriem că e OK, da. Chiar e OK, nu ă, oricum lucrurile astea nu pot fi evitate, că noi suntem prea mici, dar repet, dacă avem curaj, suntem buni și cu noi și cu ceilalți și ceilalți, însemnând orice de la obiecte până la. Animale da oameni și nu știu păsări ce mai sunt prin jurul nostru, chiar și obiecte și alea au o energie. Vă garantez eu că e OK vă îmbrățișez cu drag, gata și să aveți o zi de joi cât mai bună și vă doresc o intrare cât mai plăcută a lui Pluto în vărsător.